Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii. Bonjurică, bonjurică, pur și simplu 9 minute peste ora 9 și 1 minut, timpul zboară repede atunci când te distrezi, așa cum am învățat la Morning Glory. Și vrem să-i spunem, adică vrem, trebuie să-i spunem bună dimineața lui Marcel Iureș, pe care nu l-am mai văzut de mult pe viu. Bună dimineața, Marcel! Cea bună! Bine ai venit, bine ai revenit la Morning Glory. Bine v-am regăsit. Erai destul de neradiodifuzat, zic eu. Da. A fost o perioadă grea. Acum nu mai sunt. A fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea, dar astăzi... Care anonimatul și-a făcut treaba și uite, suntem plini de sevă și de... Temirce. Da, de orice, practic. De orice. Ai văzut în Asia, a izbucnit, datorită măsurilor de izolare, o epidemie mică. Mă rog, cum au ei epidemie acolo? Da. Dar e altceva, e altceva, e mult mai mortală decât COVID-ul. Deci deja vorbim despre alte senzații tari, pentru că oamenii se și zvârcolesc. Se zvârcolesc? Efectiv, efectiv. Se zvârcolesc și agențiile de presă sunt exultă, practic, în acest moment. Avem un alt subiect în afară exultă de COVID. Exultă sau exală. Da, da, da. Doar că asta e o boală, mă rog, ciclică. Sigur, acolo, undeva între iunie și octombrie. Zvârcolire. Febra denghe, da, da, da. E... deci da. Nu e o nouă pandemie, nu este un nou virus, da, ca e să fie mai clar. Da, da, dar am vorbit despre asta. Totuși, viața sănătoasă rămâne viața sănătoasă. Așa e. Și acum, indiferent, da, indiferent prin ce metode ajungi să trăiești viața sănătoasă, băi, sănătatea, știi cum a spus și autorul Răzvan Exarhu, că se dezbracă medicul, că se dezbracă pacientul, importantă este sănătatea. Ești talentat, e păcat să vânut acum. Și despre sănătate vreau să vorbim, că e mai bună decât toate, mai ales cea mentală. Și la Școala Ajutătoare de Presă trebuie să salutăm un nou subiect care este abordat doar de pionieri, de temerari, de cei îndrăznesc, de cei care reușesc să iasă din zona de confort și să facă cu mintea lor, pardon de cacofonie, este acest sunet pe care îl scoate creierul atunci când ajunge în zona pe care scrie inovație. Mihai, cum se aude? Cum arată o strivire la rece, te rog frumos, în bucătărie, noaptea când intri prin surprindere? Pe linoleum. Cu șlapul tău îmblănit. Doamnelor și domnilor, Școala Ajutătoare de Presă. Publicația Ce se întâmplă, doctore Marcel, publică un nou subiect, cum am zis, abordat doar de temerar. Laptele de gândaci de bucătărie, ce este și ce beneficii are. Deci, articolul demonstrează că ar fi bune aceste măslinuțe care fug sub bufet imediat ce a prins lumina. Și când spui lapte de gândac, tu ți imaginezi, nu, cu mintea ta proastă, că asta este o minte proastă, că este ceva înfiorător sau scârbos. Nu, este fascinant. Este câte puțin din fiecare. E Kafka. E Kafka. E Kafka, da, da, da. Fără îndoială. Și nu în ultimul rând te gândești, băi, dar oare femelele de gândac au uger? Cum se mulg femelele de gândac? Pentru că noi acum am învățat, dar cu ajutorul vegetarianilor, cum se mulg turmele de caju și de migdale care se întorc seara de la păscut în aerul curat al serii și miroase a fân și a flori de câmp. Pe deal. Pe deal. Da, sau da. Pe deal. E Deci, la 2 ani după ce un studiu despre laptele de gândaci de bucătărie făcea furor pe internet, ca fiind o alternativă a produselor lactate, din nou acest subiect ne-a stârnit curiozitatea. Ce este laptele de gândaci? Totul a început în 2016, Mihai, când o echipă de cercetători a analizat substanța produsă de femela gândacului de bucătărie. Potrivit acestei entități, oamenii de știință au descoperit că laptele de gândaci de bucătărie, care practic nu este lapte, ci un fluid gălbui, nu? E un detaliu, a zice, foarte scârbos și extrem de inutil, dar să ne gândim că el poate fi și mai scârbos dacă îl ajutăm cu un sunet, Mihai.
Așa, mulțumesc. Ce-mi place să am asistent, știi? E altceva. Da, ai mașină de făcut zgomot. Da. Deci, este, deci laptele ăsta, fluidul ăsta, gălbui, Mihai, așa, este una din cele mai nutritive substanțe de pe planetă, Marcel. Domnule, cum e? Update. Update, da. Mintea mea s-a updatat. Mulțumesc. Ci că ar fi laptele de gândaș de bucătărie ar conține de 3 ori mai multe calorii decât echivalentul laptelui de bivoliță. Îți dai seama, nici nu sunt eficienți bivolii. Dita, mai bivolul produce? În schimb, gândacul, cât e el de mic? Sigur că da. Băi, tot găsești un scop de lapte la el. Exact. De-aia se fac așa graș. Da. Și are și cel mai ridicat conținut caloric. Și mare conține decât laptele, da, de cuc. Da, păi asta este cred. Și da, și se face mozzarella din se face din Da. Da, mică, este mică. Este micuță, micuță. Cea mai micuță mozzarella. Atic așa. Cam ca icra de crap. Știi cum asta e? Așa. Știi de bobița mică. De icra. Așa de mică este mozzarella. Așa de hrănitoare. Atât de hrănitoare, da. Formita. Este, cum să spun, perla bucătăriei, practic. Așa este numit. Vorbiți de, da, de preziceri. Și... adică urmează, e hrana viitorului. Da. Ci că conține proteine, aminoacizi, ideal pentru sănătatea omului. Și cât, oricât ar suna de dezgustător, scrie în continuare ce se întâmplă. Ce dracu se întâmplă, doctore? Așa ar trebui să numească publicația. Prea mult, pentru mulți dintre oamenii de știință, ideea este destul de apetisantă și chiar pentru unii consumatori. Și aici, dacă ar putea să ne ajute publicația, eu aș vrea o listă cu nume și adrese și numere de telefon, să știm cine sunt ăștia, da? Că li se pare așa. Și au zis că nu este, cum să zic, atunci când s-a publicat, autorii studiului au zis că nu există dovezi care să ne asigure că laptele de gândaș de bucătărie este sigur să fie consumat de oameni. Dar, nu e așa? Deja s-au produs chestii, că vin oameni și extrag fluidul ăla, Mihai, așa, din gândaci. Și nu știu, domnule, sunt bulversat. Și în regie e rost de făcut bani, băieții. Nu, și s-a făcut și lapte din insecte. E o variantă sustenabilă, prietenoasă cu mediul, nutritivă, fără lactoză și absolut delicioasă. Banezi dacă îți urăști copilul? N-ai de ce să nu-i dai, să nu-i oferi o înghețată din gândăcel. Și iată vești extraordinare. Îndristor s-a dat cu artificii, am înțeles? Uh-huh. Că nu se mai caută lapte de la țărani, știi? E lapte din ăsta de la Orășan, de sub Aragaz. Și e foarte important că strivirea să se facă la rece. Asta e, Mihai? Nu se pasteurizează. Nu. Păi își pierde chiar toate calitățile nutritive și e mare păcat. Și Morning Glory a lansat astăzi în exclusivitate, iată, lovitură pe piața laptelui. Avem produsul Gândăcelul, este un lapte pentru copii, iată-l. Îl puteți găsi și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de Instagram. Puteți să dați like și share. Gândăcelul, 3,5% regie, origine controlată, căminul 3, de la gândăcei fericiți, scrie pe cutia de lapte. Și nu în ultimul rând, sloganul care mie îmi place foarte mult, pentru că eu l-am scris, este: pentru când te simți stors de energie. Mihai? Și pentru că noi așa avem lângă noi un mare actor, l-am invitat pe domnul Marcel Iureș să ne citească niște perle de la evaluarea națională, dar până atunci, pentru că suntem în domeniul ăsta al științelor naturii, aș vrea să ne ocupăm într-o cheie horror de celebrul poem pentru copii, Gândăcelul, de Elena Farago, în interpretarea de neuitat, aș spune deja, a domnului Marcel Iureș. Suntem live pe Facebook pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele. Horror? Da, să încercăm. Zici? Deci m-ai prins în pumnul tău, copil frumos. Tu nu știi oare că-s mic și eu și că mă doare? Păi de ce mă strângi așa de rău?
copil ca tine sunt și eu. Și îmi place să mă joc și mie. Și milă trebuie să-ți fie de spaima și de plânsul meu. De ce vrei să mă omori? Că am și eu părinți ca tine și-ar plânge mama după mine, și-ar plânge bietele surori, și-ar plânge tata mult de tot. Căci am trăit abia 3 zile. Îndură-te de ei, copile, și lasă-mă că nu mai pot. Așa plângea un gândăcel în pumnul ce-l strângea să-l rupă și l-a deschis copilul după ce n-a mai fost nimic din el. A încercat să-l mai învie, suflându-i aripile în vânt, dar a căzut în țărnă frânt și înțepenit pentru vecie. Scârbit de fapta tacerea, degeaba plânge acum, copile. Ci du-te în casă acum și zile părinților isprava ta. Și zile că de-acum mai vrea să ocrotești cu bunătate, încaleți orice vietate, oricât de fărdeas însemnătate și oricât de mică ar fi ea. This is a nightmare. This is a nightmare and I can't wake up. Morning glory, morning glory. Ce virgină e lână oi. Uite, cineva ne spune că tocmai a grațiat o molie datorită acestei interpretări. Mulțumim, Marcel Iureș. Probabil că mulțumim, în România. Da, superb. În viața noastră nu o să mai scrivim un gândăcel. Ce preocupări, domnule. Țara asta are un viitor extraordinar. Și mie mi se pare că are un un viitor extraordinar, mai ales că astăzi începe bacul, se redeschid și creșele. Coincidență, nu cred. Cei care sunt respinși pot să meargă în alte instituții de învățământ să continue studiul. Și Marcel Iureș l-am rugat să ne ajute să înțelegem mai bine ce au vrut să spună poeții de la Evaluarea Națională. E vorba despre niște perle de la evaluări, unele dintre ele culese de doamna Antoaneta Olteanu, profesor doctor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București. Marcel Iureș, te rog frumos să ne ajuți să pătrundem în acest univers luxuriant al acestui cumplit meșteșug de tâmpenie care este, nu-i așa, evaluarea. Nu știu dacă o să fac față. Basmul este o poveste mai lungă, poate chiar cât o carte groasă, și are atâtea personaje că nu le mai ții numărul. Dar trebuie să fii atent la fabula, la fabulă, că te întâlnești cu ea și în final. Bun așa. Omul bun nu se bate pe copii. Se vorbește politicos cu bătrânii. Se salută politicos pe doctori și pe oamenii de știință. Senat scrie pe ăsta. Senat, senat. Camera decizională. Aici cred că este Daniel Hams în asta cu Viena. Când eram la Viena, a picat pe pământ o bătrânică la intrarea în metrou. L-a văzut spânul și l-a convins pentru a-l face asistentul lui. Harap alb a trebuit să-și ia viața în propria lui mână. Când privesc în al tău ochi, mă simt de parcă mă sufoc. Nu râdeți. Tema basmului este învingerea dintre bine și rău. Om a suferit o victorie. Înfrângere. O înfrângere. Am înfrânt. Personajul e supus unor încercări, chiar și moartea. Pe următoarea sunt invidios, aș fi vrut să fac eu jocul ăsta de cuvinte, dar asta este. Pe gherilă și senilă, spânul îl trimite după salata cu gândul că îl va mânca.
apoi se aduce și piatra din capul cerbului. Cum mai gherilă și senilă? Cum era pe vremuri. Ananaș și bananaș. Nu, corect. Anale și banale. Și cetăraș. Și cetăraș. Atenție, nunta mai ține încă și la ora asta. Cine trece acolo vede că au venit luna și stelele, iar el, în paranteză împăratul, poate să bea și să chefuiască. Amatorilor. Da. Cei care nu-și mai aduc aminte ce radio ascultă și rămân așa veșnic într-un avampost, o să zică că ascultă Radio Senila. Așa, hai. Asta pentru că personajele vorbește în modul dialog. Ne înțelegem. Deja e limpede. Parantezele sunt indicatoare schemice. Clar, de mult atragem. Și ischemice, uneori. Omenia este o specie lacomă și nepăsătoare, deci faptele bune sunt o faptă măreață. În sine. Dacă n-ai știut. Da. Așa, asta cu omul bun am mai dat-o. Omul bun, ați dat-o? Omenia la noi oameni. Omenia la noi oameni este greu să o avem. Asta e limpede. Un prim argument ar fi o pisică pe care noi o lăsăm să moară pe stradă de foame. Dar nu îi dăm în cap. Nu dai nici la oameni în cap pe stradă, nici la pisici. Nu. Pentru că există omenia. Dacă are omenie, alți oameni se uit la tine un alt ochi. Da. Crezi o omenie? Ia da. Dacă are omenie. Acestea sunt perle de la evaluarea națională, sunt lucruri foarte frumoase și, uite, în general, uite, scrie, apa în general este de formă lighidă. Marius Chicoș Rostogan. Genul ăsta, da. Omenia este caracter moral și definitoriu. Da. Dar în viața asta există oameni buni care are un suflet mai mare și mai pură decât alții. Pe care, domnule? Și să vorbim un pic despre apă. Noi pe vorbim care? Prea puțin, vine anotimpul cald. Da. Păstrăm și caracterul informativ și educativ al emisiunii. E bine să ne hidratăm, în special cu lichide, asta este foarte clar. Și să vorbim un pic despre apă, pentru că s-a dat și apa la evaluarea națională. Adică ne cazul pe noi cât capra. Exact. Apa pe noi cât și pe celelalte ne ajută la hrănirea organelor, care fără apă noi nu am putea face nicio mâncare. Care e corect. E, na. Și cum bine ziceai, apa în general este de formă lichidă. Lichidă. În Moldova este o veche populație ca în trecut. Da. Toate comitetele au început să se retragă atunci ca să treacă timpul. Dar care e capitala SUA, Marcel? Scrie puțin mai jos. Brazzaville, cine? După Casa Albă. Casa Albă? Spune că nu e așa. Da, și uite, femeile rămâneau acasă în loc de bărbați. Deci era oarecare ordine, știi, pe vremea aia, când te gândești. Noi caracterizăm dictatura lui Cezar astfel. Dictatura s-a numit legea secretă pe care o face el cu colegii săi, Casus și Pompei, pentru că colegii săi au murit în războaie. Asta o să ajungă taximetrist și o să înlocuiască colegi cu coleguți. Asta o să fie primul pas. Poetul își aștepta iubita ca împreună să cutremere o barcă. Și să vedem ce se întâmplă totuși cu natalitatea în privința examenelor de evaluare. Metoda folosită de Ion, de exemplu. Exact. Pentru a pune mâna pe pământul Anei este însărcinarea. E foarte simplu. Deci Ion a însărcinat-o pe Ana. Ca să ia pământul. Da. E simplu. Dar de atâta zbatere după, în viața modernă, când poți să însărcinezi. Da, exact. Și să ții pământul liniștit. Da, să vorbim un pic despre Popescu. Să luăm cazul Popescu, care
încă de la Lăpușneanu a venit și te rog pe tine, Marcel, să ne ajuți. Lăpușneanu, stai, unde e? Că e, atât de e sub aici. Capitala SUA, este Casa Albă. Sub capitala SUA? Da, da, da. Lăpușneanu s-a ținut de cuvânt când a zis: de mă voi scula, premulți am să popesc și eu. Dovada că azi cel mai întâlnit nume este Popescu. Impecabil. Nu pot să ne uita. Între ce an s-a născut Ion Creangă, Marcel? Meu, vrei să zice spun? Zice că între 1887 și 1889. Da. Aproximativ între acești ani s-a născut Ion Creangă, iar Zoe și Tipătescu pe unde se iubeau? Pe la spate. Corect. Așa zice. Asta creierul... pentru că împăratul avea o grădină și în fund un măr. Superb. Iar creierul este un organ oarecum indispensabil capului. Nu neapărat, dar cât de cât indispensabil capului. Dar e bine să mai și citești? E foarte bine, pentru că mai bine să citești decât să tai frunză la câini degeaba. Dar Cristofel Columb, spune-mi, te rog frumos, ce știi să ne spui despre el? Ziceam că tu erai elevul Marcel acum, da? A plecat în America, unde s-a însurat cu o băstinoasă. Așa. În cunoscuta baladă Miorița, dragă Marcel, sunt descrise câteva întâmplări în care... sunt implicate doi criminali. O oaie turnătoare, de asta am rămas noi fără ele, le-am eradicat, da. Și un cioban ce sochează prin prostia lui. Da. Dar Toma Alimoș era viteaz pentru că? Păi, pentru că cu o mână conducea calul, cu o mână își ținea mațele și cu o mână se bătea cu manea. Aoleole. Ia. Inima, inima, în ce este împărțită inima și aici, aici tragem o linie să se vadă. Este această linie de demarcație. Lumea s-a împărțit între cei care au trăit înainte de această declarație și cei care au apucat-o. Deci inima... Noi am apucat-o, deci avem de treabă. Inima... Inima este împărțită în două. Adică două atricule și două testicule. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis. Da. Și hai să spun de Moromete, că tot îl joc. Da. Moromete plecase în excursie să vândă cerealele pe care le-a importat ca să încaseze TVA-ul. De ce este trist Eminescu, Marcel? Păi n-a reușit să facă nimic în viața lui. Viața albinelor este primejduită vreodată de alte insecte? Da. De ce insecte este primejduită viața albinelor, Marcel? Țânțarul de țânțar. Țânțarul este un... mare dușman natural al... primejduitor. Înțeapă albinele, da. Practic. Viespea, de asemenea. Da. Șoarecele. Așa. Urșii. Așa, dar ce fac urșii? Cum atacă urșii albinele? Urșii se urcă în fagi. Unde sunt albinele strânse în colonii și de fumiere. Dar în pădurile Amazoniei, ce trăiește, Marcel? O junglă fioroasă. În novela La vulturi de Gala Galaxion, ăsta este autorul român care are numele valabil în trei limbi. Da. Are în română, în franceză și în engleză. E Gala Galaxion. Gala Galaxion. Și Gala Galaction. Bun, ce sunt descrise acolo, dragă Marcel? Aventurile. Așa? Aventurile unei alpiniste. Foarte curajoase, care era fugărită de turci și copiii ei. Dintre cele 5 scrisori trimise de Eminescu, care este prima considerată? A treia. A treia este considerată prima, în scrisoarea a treia, pentru că se desfășoară bătălia de la Rovinari. N-avea cum să nu fie primul. Pe ce bază circulă poemul Miorița, Marcel? Bază orală. Adică? N-a fost scrisă, din motive tehnice.
Animalele sălbatice unde trăiesc? Păi în pădure. În pădurea zoologică. Bravo, Marcel. Datorită faptului că Lăpușneanu îi chinuia pe boieri tăindu-le nasul, urechile, mâinile, ce s-a întâmplat? A devenit antipatic. Acestora. Harap alb era femeie? Da. Și cum se manifesta harap alb? Păi se manifesta ca Mihaela Rădulescu îmbrăcată în alb. Harap alb? Da. Păi ea semăna. Da, ea, păi, dar femeia. Cum? Semăna cu Mihaela Rădulescu. Ce face la bătrânețe împăratul, Marcel? Nu mă întreba. Naște un fecior, domnule, ce e așa greu? Latina clasică. De ce este ea o limbă moartă și prin ce se caracterizează? Ea este o limbă moartă care nu se poate vorbi decât în scris. De aia. Corect. Până aici e foarte bine. Vitoria, pe lângă calitatea de mamă, avea și altă calitate? Sigur. De tată. Avea calitatea de tată. Calitate care este mult mai dificil de îndeplinit. Podul de la Drobeta Turnu Severin, Marcel. Da. A fost construit de cine și ce observăm în imaginea alăturată? Păi a fost construit de Apolodor din Damasc. Așa? Al cărui picior se mai vede și astăzi. Dacă sunteți atenți. Unde a început răscoala de la Bobâlna și unde s-a terminat? Pe un deal. Așa, a început. Știe pe un deal? Toată lumea. S-a terminat în 1498. Unde se află Sahara așezată, Marcel? Pe nisip, uscat. Lipsa apei având în zonă o prezență statornică. În ce operă apare copilăria și mai ales a cui? În amintiri, domnule. Ce mă întrebați chestii evidente? În amintiri apare copilăria fericită a puiului de țăran Crenguța Ionel. Și așa de... Tudor Șoimaru și Magda. Da. Magda îl iubea. Da. Dar ceva ea nu știa. Ce nu știa Magda Marcel? Nu știa limbi străine. Clar? Nu știa, pur și simplu. Nu știa că el nu știe. Mi-e teamă. Niciunul. Adică amândoi. Să rămânem în această, cum să spun, situație atât de jenantă, pentru că avem de-a face cu Agripina și cu asta vreau să încheiem, pentru că, iată, o dramă umană rămâne o dramă umană, Morning Glory este mereu aproape de suferința omenească, încearcă să o mai ostoiască, nu? Cum se spunea pe vremuri, dar totuși Agripina rămâne Agripina și o să rog pe invitatul nostru, pe domnul actor Marcel Iureș, pentru că e actor, trebuie să spunem asta, adică ce s-a întâmplat cu așa, da. Agripina? Care a fost situația cu Agripina, ca să înțelegem până unde poate merge destinul soartei, cum se spunea pe vremuri? Doamnelor și domnilor, Agripina nu avea decât doi copii. Pentru că al treilea, Paunas, nu mai contează. De ce? Pentru că tot îl mănâncă vulturii. Exact ca în viață, predestinarea rămâne la locul ei. Am o mică pauză publicitară și ne întoarcem alături de marele actor Marcel Iureș, care ne ajută să înțelegem dedesubturile de deasupra. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM. Bonjurică, bonjurică, 40 de minute peste ora 9 și 1 minut, îi spunem din nou bună dimineața și bun venit lui Marcel Iureș. Mi-a fost dor de tine. Marcel, cum a fost pandemia pentru tine? Ce ai făcut? Ai făcut banana bread? Banana bread, Marcel. Toată România a făcut banana bread. Nu. Tu ce ai făcut? Eu am făcut... Iertați-mă. A tușit. Da. Eu am făcut brioșe. Ai făcut brioșe? Am făcut brioșe. M-a învățat soția mea să fac brioșe. Și fac brioșe.
Adică... Brioșe, brioșe. În continuu. Chiar brioșe, da. Nu mă mai pot opri din brioșe. Foarte bune, cu nucă. Da? Sunt tot felul de variante. Adică știi mai multe rețete de brioșe? Nu, una singură, da, pe care o... Da. Mai pui alte chestii în ea. Da, una, alta. Frumos de tot. Mă bucur că... Am dat și altora să mănânce. Și au mâncat? Au mâncat. Și s-au întors să povestească? Băi, am mâncat brioșe de la Marcel? Eu, da, cred că da, s-au întors. Hai să spun o poezie. Spune-mi o poezie, te rog frumos, aș vrea să-mi spui o poezie. L-am rugat pe domnul Marcel Iureș și acum că tot sunt atâtea examene, am avut și perlele și așa mai departe, să vedem ce se poate face totuși cu lumea minunată a copiilor, a îngerașilor. Uite ce frumos, ce... Tot Farago, nu? Am ales, da, am ales câteva poezii pe care domnul Marcel Iureș să le recite într-o variantă cât se poate de horror, așa cum sunt îngerași. E greu. Cotcodăcește găina, așa, s-o audă gospodina, cotcodac, cotcodac. Iar cocoșul pintenat strigă de sus, de pe gard, cucurigu, cucurigu. Merge rața către lac măcănind, mac, mac, iar în gâsca după ea strigă într-una, ga, ga, ga. Iepurașul mic, iepuraș mic și pufos, de ce ești atât așa fricos? Eu pe tine te iubesc și cu drag te ocrotesc. Nu o las pe vulpea rea să intre în căsuța ta. Eu te apăr de oricine, că sunt prieten cu tine. Ce vești bune! Da! Ce frumos! Uite, fii atent! Mm. Biata, batista mea e mică și nasul e mititel. Voi fi copil cu minte, să am grijă de el. Nu vreau să zic că lumea uite-l pe murdărel. Mm. Eu vreau să zic că lumea uite-l pe curățel. Morning Glory, Morning Glory! Nasul, gura, ochișorii! Am făcut ieri singurel din zăpadă un bulgărel. Mi-a plăcut atât de tare că l-am luat și la culcare să doarmă în pat cu mine. L-am învelit bine, bine. I-am făcut și pijamale. Dar a doua zi, păcat, a dispărut nemâncat și a făcut și pipi în pat. Uite furnica de Otilia Cazimir. Ah. O furnică duce în spate un grăunte jumătate. Încotro fusurioară. Ia mă duc și eu la moară și zgrăbită, și zgrăbită. Că mi-e casa neîngrijită și mi-s rufele la soare și copiii îmi cer mâncare. Că la noi în Mușuroi nu e timp pentru zăbavă, că de n-am fi de ispravă, ar fi vai și amar de noi. Și... Și? Să nu uităm care e capitala SUA. Casa albă. Uite, ne transmite colegul nostru Cristian Hrubaru, cine o mai asculta Morning Glory în timp ce te bărbierește. M-am tăiat de 3 ori până acum. Bravo, Cristian. Da, da, da. Fii atent, melcul supărat. Asta este... Vine melcul supărat, o furnică l-a pișcat. Și cum vine, pâș, 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 întâlnești un cărăbuș. Melcul strigă în gura mare, nu te mai prăji la soare, du-te încolo, nu-mi sta în drum, că te iau în coarne acum. Frumos, deci... Cum vorbesc animalele, știi? Între ele, dar nu-ți vine să crezi că... Eu... Dă-i seama, chiar așa se vorbească. Vorbesc mai bine decât... Puțin mai bine decât în trafic la noi. Mâța zice, miau, 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 unde-i brânza ca să o iau? Grivei zice, am, 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 cum aș luat un sor, un os, dar n-am. Vaca zice, mu, 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 nu văd vițelușul, nu. Calul zice, hi, ha, 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 vino mânzișor, nu sta. Rasa zice, mac, 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 bine să nu-ți pe lac. Găsca zice, ga, 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 până la râu cum aș zbura. Pui zic, piu, pi, piu, pi, nu ne chinuiți copii.
Și pentru colegul nostru care s-a tăiat, un ascultător îi transmite: un rocker adevărat nu se bărbirește în oglindă, ci cu cioburi de oglindă. Despre asta este vorba. Marcel, ce mai face Marcel Iureș? Mai ai proiecte? Scuză-mă că te întreb. Da. Multe. Da, în teatru nu lucrez pe stoc. N-avem cum să lucrăm așa. Facem... Mergeți la revistă, la terase, unde să mai interpretați? Cu grijă, așa, dar de departe. Ne salutăm și există un semnal, da, al nostru, celor care încă mai avem idei. Și? Și le semnalăm. Atât. Atât. Semnalul este: stați liniștiți. Stătem puțin liniștiți? Să stătem liniștiți. Tot ce se întâmplă, vorba lui Prospero, e spre bine. Tot, dar absolut tot. Suntem mulțumiți. Suntem mulțumiți. Și spunem poezii pentru copii. Vorba lui Cebutâchin: ah, ce mulțumiți sunt, mașa dragă, ce mulțumiți sunt. Da, cam așa ceva. Foarte mulțumit pari. Da, totul e ok, totul e în regulă. Și mie mi se pare. Vom izbândi, cu toate că nu se știe mare lucru. Despre asta? Despre asta. Dar dacă am ști totul dinainte, ce simplu ar fi. Da. Chiar deci, dacă... o să mai joci teatru. Dar chiar și așa. Da. Chiar da. Și în situația asta voi juca teatru. Nu, stai că repet. Repet singur. Repet cu parteneri. Da? Fie la telefon, fie ne mai întâlnim la distanță, chiar în același spațiu. Cu Skype nu... Nu. Nu se zbârlește părul pe Skype. Nu. Pe Skype n-ai cum. Nu. Sunt fără poze animate. Da. Doar poze animate și oameni care își dau importanță și pretind că e ca și cum. Da. Să fie epilat. Căci părul s-a sculat. Da. Sunt momente de fior și râs pentru lumea teatrului, dar nu e așa? Totul va fi bine? Cum scrie pe toate zidurile? A fost și mai rău, vorba lui Caragian. Important este să nu fie mai rău. Exact. Dar să rămânem la modul trecut și... Să rămânem în gloria asta, chiar dacă e anonimă. Eu cred în anonimat. Problema e că se atinge greu. Numai în perioade din astea de restriște. Hai să fim serioși. Mai Marcel, eu zic că totuși știi cum e, este exact ca în basme. Mama inconștientă își lasă copilul să se suie în pod chiar dacă poate să cadă în cap. Înțelegi? Da. Cam asta aici suntem. Crânguța, Ionel Crânguță. A scris. Da, Ionel Crânguță. Și în cuvintele date sunt diftongi, adică mai mulți ftongi adunați la un loc. Adică e bine să rămânem totuși cu niște concluzii și, cum să zic, soarta tuturor geniilor seamănă cu ce este descris în această lucrare. Traian era lipit, un an a stat la facultate, dar a strălucit mai departe și a plecat la Paris să cerșească. Este exact ca în viață, toți mari oameni au trăit exact ca în viață. Știi aia lui Shakespeare? Mm. Tu, muzică, din muzici... Ce te doare? Da, am înțeles. E și asta. Dreptate. Dar aș vrea să medităm asupra acestui miracol. Și anume, știi cum e transformarea unei vorbe pe care o vedem pe hârtie în vers? Transformarea unui balcon, similar, zic eu, în balconaș. Și asta de fapt s-a petrecut aici. Acest miracol se repetă zilnic la Morning Glory, pentru că nu e așa, cuvântul balconaș, a scris un copil, s-a format dintr-un balcon prin metoda constrângerii. Și da. Și cred că mai este un miracol asupra căruia am putea să medităm, anume apariția cuvântului oprită, care, nu știu dacă știi, Marcel, s-a format după ce cineva a închis geamul, iar lumina fierbinte a soarelui s-a oprit s-a lovit de geam. Este un miracol, aș zice eu.
Bun. Marcel, cred da, că... Încerc să supraviețuiesc. Eu zic că supraviețuiești destul de bine. Da. Ai supraviețuit cu bine, zic eu. Cât și mai e făină, asta... pentru brioșe e ok. Da, Marcel nu mai poate fi oprit acum. E... Doamne, doamne, doamne. E ca un fake news pe care l-am dat eu de mult, de 1 aprilie, anume că centrala de la Cernavodă a fost pornită, dar nu mai poate fi oprită. Oprită. Și e foarte important așa. Marcel, îți mulțumim încă o dată și te aplaudăm și mă bucur că ne-am revăzut, mai ales că noi mai avem puțin și intrăm în vacanță. Da, și... da. Sunt mai probleme, să știi. Și până și vacanța a venit. Da, este îngrozitor. Dar voi, actorii, știți mai bine ce înseamnă vacanța de 2 luni. Scuză-mă, poate n-am vrut să, da, să fac rău cu vorba asta proastă. Hai să aprindem luminile, vă rog. Să aprindem. Hai să le aprindem. Și să se audă aplauzele și lemnul scenei scârțind. Mă rog, lucruri din astea nu simple. Pentru mine, pentru personaje. Da, exact. Da. Dacă n-ar fi ele, ce ar fi? Și Macamete făcea fântâni. Poftim. Ca și Buduroi. Da. Da. E un moment frumos. Ancestrale. E un moment foarte frumos și vă mulțumesc, îți mulțumesc că sunteți așa de prezenți și sunteți o minune. Doamne ajută. Da, îți mulțumim foarte mult, Marcel. Să fiți sănătoși. Doamne ajută să fim... Să ne vedem dincolo. Da. Dincolo de... De vacanță. De vacanță. Despre asta e vorba. Încă o dată aplauze tuturor celor implicați în acest proiect. Mulțumim, Marcel Iureș, aplauze și ne bucurăm că ai venit aici ca să discutăm despre adevăratele probleme ale țării și să ne vedem cu bine și să ne vedem cu bine în sălile de spectacol. Mulțumim, Marcel Iureș, v-am pupat dulce pe ceacră și noi ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Până una alta, vă lăsăm cu reclame și cu o melodie muzicală ca să petreceți, nu-i așa, acest sfârșit de emisiune în cele mai bune condiții. V-am pupat dulce pe ceacră, bye bye, pe mâine, pa pa, tutu. Morning Glory on Rock FM.